văzut o mașină de școală de șofer în care era o femeie care învăța o altă femeie să conducă? Asta mi se pare extraordinar în România. Atât de puțin consum de săpun, atât de multă spălare pe creier. Este incredibil. Fetelor, dacă vreți încă o dovadă în plus că bărbații pe trotinetă sunt gay, de câte ori v-a claxonat un bărbat pe trotinetă? Hai că nu mai pot vorbi, că mă cheamă profesorul să aspir la tablă. Nu m-a mai sunat pe numărul ăsta, te rog. L-am oprit pe primul om pe stradă. Domnul, nu vă supărați, magazinul Unirii m-a luat la frumos de umeri, băiatul, ești de la țară, nu m-am întors. Uai, dă-te, drec! Și ne iartă nouă pecaturile noastre, precum și noi iertăm românurile că ne-au furat teritoriul. A venit o domnișoară la mine și a zis: bună ziua, aș dori să facem un interviu. Nu știu ce vorbea așa ca Andreea Marin. Face că se încalță, că știe că e filmat. Poți și mecherie să moară mama tică. Bă, ce 2 minute? În 30 de secunde maxim. Paula! A intrat un sărac! Ai scos tu capcanele de sărace aseară? Ei aveau fața aia de man. Dar nu primim nimic aici, să nu mă, adică... Cred că maică s-aș ține dulciurile în el. Still watching? Subscribe now.